Am o surpriză pentru voi, o să mergem într-un mod special dacă toți suntem în Dubai. Eu oricum nu mai centru, acolo, zile, seara. Hai să mă... Am ajuns în raiul mașinilor. Da. Asta e Rolls Royce, nu? Da, Rolls Royce. Bă, dar astea sunt ieftine, nu? Cât costă? 200 de mii? Da. A, numai să dă de la tot capacul. Dacă tot nu le putem vedea și închizi, măcar poze să ne facem cu ele. Măcar poze. Doamne, câte mașini aici. Uite, aici e un Rolls, ăsta e un Drophead și ăsta e un Rolls Ghost. Avem aici un 750 Li, deci Rolls Royce, 7 Series, G44, G500, Bentley, Porsche, Ferrari 458, Ferrari California T. Aici avem un Bentegaia. Jeep-ul de la Bentley. Are 9000 de kilometri. Și ce preț are? Nu scrie preț aici, îți dai seama că nu-ți dă preț. Dar putea să scrie. Mașini, nu știi care soale să o duce acasă. Eu cred că aș duce tot șirul ăsta de aici. De la primele două Ferrari până aici. Nu știu câte milioane de euro sunt în jurul meu, dar nu mă simt deloc ok. Din păcate este 1 ianuarie și cam tot e închis aici. Dar mâine am fost invitat la un showroom foarte mare și au pe stoc 150 de mașini, doar supercaruri. Mâine o să mergem acolo și o să ne lase să filmăm, să facem poze, să le vedem mult mai ok ca și asta de aici. Aici e un parc unde sunt tot felul de mașini, au vreo 50.000 de mașini pe stoc. De astea mi-a plăceau de la GMC, alea Prima mașină care luăm acasă. Facelift sau modelul vechi? Nu știi ce să alegi. Mamă, ce aici? Mamă. Trebuie să ne mai uităm un pic că este aici un C63 Black Series. Full carbon, eleron, jos. Diffuser de carbon.
Eu era com 6 mais ou menos, eu salo. Parcare supraetajată doar cu mașini de vânzare. Uite să iau asta, mai bine iau un Lamborghini. Uite încă un GTR aici. Ce se întâmplă?
des moments. Va de G-clasă, mai vine unul. Nu-i problemă, stai că mai vine unul. Banda a fost atacată. Ce faci? Cum e să fii atacată? Ha? Nu te simți atacată? Thank you.